Mă bucur să pot să fiu din nou cu dumneavoastră, încă într-o după masă, într-o seară ca aceasta, înaintea Domnului, deși nu mă așteptam ca din nou să stau înaintea dumneavoastră, dar dacă așa au hotărât frații și Domnul, eu vreau să stau la îndemâna Domnului și zic ca Domnul să-mi deie putere. Acum, răspuns poate un pic la încurcătură, poate că iau locul fratelui păstor și nu-i prea bine lucrul ăsta, dar eu vreau să vă spun ceva. La noi, în adunare, e o vorbă. Știm când trebuie să venim la adunare, dar nu știm când plecăm. Nu știu, sunteți de acord? Cam puțin. Eu vreau să vă spun altceva. Tata meu m-a învățat un lucru. Și-a zis, măi copile, nu spune tot ce știi deodată. Mai lasă și pe altă dată. Și-aș vrea să-i ascult sfatul. Dar cât bunul Dumnezeu îmi va da, aș vrea să vorbim puțin din cuvântul Domnului, din lucrările minunate pe care Dumnezeu le face și în toate vreau ca slava să fie a Domnului și spun și eu ca salmistul, lauda mea e pentru împăratul și cu toată inima vreau să-i mărturisesc lucrările lui minunate pe care el le face și le vedem zi de zi și să vorbim din cuvântul Domnului pe care ni l-a lăsat scris pe Sfintele pagini, cuvântul lui putere și cuvântul lui nu se întoarce fără rod. Și zic că bunul Dumnezeu și în seara aceasta să atindă inimile noastre prin cuvântul lui. Vreau să vorbesc puțin din cuvântul lui Dumnezeu care este scris în 1 Împărați 17 și cuvântul Domnului ne vorbește astfel. Ilie Tișbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Un cuvânt la care noi de multe ori nu spunem așa. Dacă ar veni între noi un proroc și ar spune ca și Ilie, am spune, cred că te cam lauzi. Cum poți să spui tu că Dumnezeu face doar după cuvântul tău? Dar vedem că aici așa e scris. Pentru că Ilie știa că cuvântul care vine de la Dumnezeu prin gura lui se împlinește. Și atunci el plin de credință, plin de putere, vine înaintea păratului Ahab și rostește cuvântul acesta. Rostește un cuvânt care aduce nenorocire peste țară și totuși cu îndrăzneală el vine și spune lui Ahab. Într-una din nopți când mă întorceam cu albinele din pastoral, am ascultat la radio și acolo era chiar a doua zi după sărbătoarea aceasta pe care o sărbătoresc frații noștri ortodoxi la care ține mult. Că dacă ai întrebat pe orice babă, pe orice moș în România, pe Sfântul Ilie, toți îl cunosc. Dar îl cunosc un sfânt rău, un sfânt care aduce nenorocire, un sfânt care omoară, un sfânt care trăsnește. Și eu de multe ori le-am spus vecinilor mei, sfințe nu fac rău niciodată, ci ei își aduci ca să facă bine, să ne învețe, să ne călăuzească ca să ajungem la Dumnezeu. Dar ei așa știu în tradițiile lor și acum era a doua zi după sărbătoarea aceasta și la radio era invitat un preot și am stat și l-am ascultat și cel de la radio îl întreba, mai există proroci și în vremurile noastre? Și am fost curios auzând că întrebarea e pusă unui preot să văd ce răspunde. Și preotul acesta a spus, da, mai există și în zilele noastre. Și apoi a început să spună el, preasfântul, cu tare, are revelații de la Dumnezeu și poți să le găsești cu ani în urmă vestite prin ei și apoi împlinite. Și m-am mirat și eu de cuvântul acesta, dar știam totuși că
Dumnezeu încă mai vorbește. Chiar dacă îi catolic sau ortodox, când omul stă lângă Dumnezeu, Dumnezeu se poate folosi de el. Apoi tot acesta îl întreabă, dar ce menire are un proroc? Căci văd acolo din ceea ce noi am sărbătorit, că ăsta a venit și a vestit un lucru pentru care a pus în mișcare și pe împărat și toată țara. Și spune, oare în zilele noastre n-are aceeași menire prorocul? Și el a spus la fel, un proroc trebuie și în zilele noastre să aducă mesajele lui Dumnezeu și să le spui atât președintelui, atât întregii țări și apoi să rostească nu un cuvânt de binecuvântare, ci să arăte pedeapsa pe care o aduce Dumnezeu dacă nu ascultă. Și am stat și m-am gândit, oare de atâtea ori auzim noi proroci care vin și îți vorbesc numai de bine, care te înalță, care te ridică în slăg, dar cuvântul spune să nu-l crezi, dar pe cel ce îți vestește rău, pedeapsă pe acela să-l crezi, pe celălalt să aștepți împlinirea. Și omul acesta punea întrebare după întrebare și în urmă îl întreabă, dar acum dacă există în zilele noastre proroci ca și Ilie, oare de ce nu vorbesc ei tot ca și Ilie? Dacă există proroci ca Ilie care au vestit că nu va ploua în țară și nu a plouat în țară, oare în zilele noastre proroci ca aceștia nu mai există sau există și proroci falși? Și-a spus el, da, există și proroci falși. Și apoi s-a pus întrebarea, prin ce-i cunoaște care-s drepți și care-s falși? Și-a spus, eu pot să spun clar și răspicat, dacă prorocul are televizor, are internet, dacă se ocupă cu mass media, e un proroc fals. Zice, prorocul adevărat trebuie să steie numai el și Dumnezeu și mesajele să le primească direct din gura Domnului. Și m-am bucurat de ceea ce spunea el și i-am dat toată dreptatea. Și zic ca bunul Dumnezeu să lucreze în felul acesta, ca prorocii care sunt în adunările noastre să stea în conexie cu cerul. Ca atunci când vorbesc ei să fie cuvântul lui Dumnezeu și apoi cu siguranță că se va împlini. A fost o mică paranteză și vreau să mă duc mai departe. Cuvântul Domnului spune și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe. Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă părâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din părâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului, s-a dus și s-a așezat lângă părâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aducea pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câtva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Vedem după toate cele pe care el le rostește din partea lui Dumnezeu, îi vine cuvântul acum pentru el. El trebuie să plece, el trebuie să se ascundă. Oare Dumnezeu acela care a împlinit cuvântul lui, care a oprit cerul să nu dea nici rouă, nici ploaie, nu putea să-l păzească acolo în țară? Ba da, putea, dar Ilie a stat întru totul ascultător de cuvântul Domnului și el n-a pus condiții, ci a ascultat cuvântul Domnului și s-a îndreptat înspre râul Cherit și a stat acolo și Dumnezeu acolo i-a purtat de grijă. Un lucru minunat în lucrul acesta, să te poți încrede în Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu îți vorbește, să asculți de cuvântul Domnului. Nouă ne place Dumnezeu să ne vorbească, dar de multe ori suntem greu la împlinire. Tot așa ne-a vorbit și mie,
când eram în Statele Unite, întoarce-te înapoi în țara ta, că vreau să fac o lucrare cu voi acolo. Și pentru mine a fost greu lucrul acesta, n-am putut să accept, deși soția mai ascultătoare i-a vrut întru totul să facă voia Domnului, dar eu am pus condiții și Dumnezeu mi-a ascultat dorințele, dar la urmă am văzut că nu a fost bine, o trebuit să sufăr și până la urmă să cer eu de la Dumnezeu ca să rânduiască timpul când trebuie să plec. Și Dumnezeu a lucrat minunat și în timpul în care Dumnezeu mi-a vorbit acum trebuie să pleci în România, eram la ora de rugăciune în Springfield și printr-o soră din Moldova îmi vorbește cuvântul Domnului și îmi spune: îi timpul când trebuie să te întorci la familie și să te rogi mult, căci diavolul vrea să dea o lovitură, vrea să facă o ruptură. Și n-am înțeles și m-am frământat mult, oare ce-o fi asta, la ce se referă, dar am ținut minte ceea ce îmi vorbea Duhul Sfânt: roagă-te mult. Am plecat acasă, am sunat, mi-am căutat bilet și biletul a fost pentru următoarea zi dimineața. Am mers, am cumpărat ceva să duc la copii și mă rugam într-una și stăruiam înaintea Domnului: Doamne, păzăște-ne Tu, ocrotește-ne Tu. Și n-am știut unde va fi lovitura, dar am știut că-și Dumnezeu are putere să păzască. Plecând cu avionul, mă rugam într-una și mă gândeam, se întâmplă ceva cu avionul, nu știam exact, dar am coborât în Spania și acolo schimbăm avionul. Pe când mă urcam în avion, vine Duhul Domnului și zice: oprește-te! Și m-am oprit înaintea ușii, spune Duhul Domnului: pune mâinile pe avionul ăsta și te roagă! Și am început să mă rog, au intrat toți pasagerii în avion și la urmă am intrat și eu. Și mă rugam într-una, dă să plece avionul, avionul nu poate porni. Apoi ne dă jos, ne duce iar în sală, ne ține acolo oarecâtva timp și apoi ne bagă din nou în avion și pe urmă pornim. Pe când ajung în Viena, acolo coboram, familia era în Viena, era în Austria, cobor în Viena. Când se întoarce avionul peste aeroport, am văzut mașini de pompieri, am văzut salvare și am zis: oare ce s-a întâmplat aici? Dar în urmă avionul se îndreaptă către pista unde erau mașinile de pompieri. Și pilotul spune: nu vă temeți, am să merg pe roatele noastre. Și încerca cumva să încurajeze oamenii. A coborât avionul și când au coborât toate mașinile după avion, au fugit acolo, avionul nu s-a băgat la aeroport, ci ne-a dus în câmp. Când am ajuns, erau pregătite niște autobuze acolo, scări pe care se coboare, s-au deschis toate ușile și toată lumea se fugă la autobuze care erau la vreo 200-300 de metri. Dându-mă jos, m-am uitat să văd, să vede ceva la avion. Am văzut doar o fâșie udă de sub avion și pe pistă cât o vedeai cu ochii. Nu știu, dar eu cred că acolo a fost benzina la care i-a dat drumul din avion. Dar știu un lucru, Dumnezeu mi-a păzit. Acolo a fost planul vrăjmaș al diavolului, care a vrut să-mi ierte viața, dar Dumnezeu cu mâna lui cea tare o păzit și m-a ocrotit și de aceea îi dau eu slavă. Și zic, numele lui să fie binecuvântat. Întotdeauna când asculți de cuvântul Domnului, când vrei să împlinești voia lui Dumnezeu și diavolul să luptă, dar Dumnezeu e cel ce l-a biruit. Iisus Hristos a murit pentru mine și pentru tine pe Calvar și l-a biruit pe cel rău. Și noi îi dăm slavă Mielului, că El trăiește și El ne poartă de grijă. Cuvântul acesta venea către prorocul Ilie și îi spune: du-te la pârâul Cherit
Și acolo am să pot de grijă. Și vedem că acolo veneau corbi, îi aduceau pâine și carne dimineața și el bea apă din pârâu. Mulți spun că corbi aduceau pâinea chiar de la masa lui Ahab, dar nu scrie în Sfânta Carte. Eu știu un lucru, că corbii au fost slujitorii lui Dumnezeu, care l-au hrănit pe Ilie acolo și el a putut să scheie liniștit. Dar vedem că vine vremea când sacă pârâul și pârâul acesta o seca din altă cauză, pentru ca să se împlinească tot cuvântul lui Dumnezeu, care spune că Dumnezeu poartă de grijă văduvei și săracului și orfanului, și cuvântul acesta se împlinește atunci când sacă pârâul și trebuie Ilie să plece de acolo. De multe ori o să cad pârâul și în viața mea și poate o să cad și în viața ta sau a dumitale. Pârâul acesta întotdeauna are un rol și noi trebuie să luăm bine aminte. Dumnezeu când vrea să schimbe ceva în viețile noastre, pregătește momentul, clipa, aduce strântorările, aduce toate ca noi să ne putem trezi, să putem să vedem căci Dumnezeu cere ceva de la noi. Tot așa eram în America și toată lumea știe, America e văzută ca cea mai bogată țară, America e o țară a prosperității, dar am locuit acolo și a fost o vreme când și pentru mine o săcat pârâul, căci Dumnezeu voia să mă apropiu mai mult de El și așa a rânduit Dumnezeu să rămân fără lucru. Nu mai era lucru, era timpul de iarnă, deși eram în Arizona, nu era așa problemă cu zăpadă sau cu altele cum vin pe aici, dar nu a fost de lucru în atelier și trebuia să rămân acasă. Și am ajuns de n-am avut bani nici să bag benzină în mașină să mă duc la adunare, dar am rămas tare în mâna Domnului și am zis către soție, noi nu o să ne împrumutăm, deși aveam un frate și două surori, era acolo aproape de noi, îl aveam pe tata aici în Canada, încă trei frați în Canada, am zis, noi nu spunem la nimeni, noi strigăm doar către Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a încercat două luni de zile, am avut doar bani să cumpărăm pâine, lapte și cartofi și cu acestea am trăit. Dar am strigat neîncetat și am încercat să ne apropiem de Domnul. Și Dumnezeu a adus biruința. În ultima vreme a venit soția de la poștă bucuroasă și am spus, de ce te bucuri? Avea un cec cu 2000 de lei. Dumnezeu a poruncit unui slujitor de-a lui și l-a înștiințat că noi trecem prin încercare. Și-o potrivit toate lucrurile în așa fel ca noi să putem să ieșim din încercare. Și am dat slavă Domnului, căci Dumnezeu vedează. Chiar dacă noi n-am vrut să știe nimeni, n-am cerut, ci am strigat doar către Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit altuia care i-a purtat de grijă. Tot așa, și aici în cuvântul acesta, vedem că spune, atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo, iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și adu-te o puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să aducă, a chemat-o din nou și a zis, adu-te rog și o bucată de pâine în mâna ta. Și ea a răspuns, viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un mulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce-am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie i-a zis, nu te teme,
întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie cu îndelemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o pe urmă, să faci și pentru tine și pentru fiul tău, căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, făina din oală nu va scădea și îndelemnul din ucior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Vedem Dumnezeu îl trimite pe Ilie și nu îl trimite la un om bogat, nu îl trimite nici la un împărat, ci îl trimite la văduvă, pentru că acolo avea în vedere pe văduva aceea, avea în vedere Dumnezeu pe orfanul acela și voia să-i scăpe cu viață. Vedem tot la fel când Ilie vine și vorbește văduvei și spune, adu-mi apă, și apoi o cheamă și spune, adu-mi și o bucată de pâine, ea îi răspunde ceea ce are doar și că n-are de unde să-i deie, dar spunându-i că e cuvântul Domnului și că Domnul va purta de grijă, ea ascultă. Acum noi suntem toți bine aici în Canada sau și în România și poate avem toate din belșug. Nu mai stăm într-un pumn de făină, nu mai stăm în puținul de lemn, ci Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toate. Dar cum stăm noi cu făina adevărată, cu cuvântul Domnului? Cum stăm noi cu un dilemă adevărat care coboară din slăbile înalte? Cât mai este în vasele noastre? Cât mai este în ulciorul nostru? Căci vine mirele, vine Iisus Hristos pe noi, prin gata să apară și fecioarele înțelepte într-o vreme ca aceasta strâng un dilemn, aleargă la rugăciune. Dați-vă silință, fraților, dați-vă silință și alergați la rugăciune, oriunde auziți că să strâng frață, să fiți prezenți, căci acolo dă Domnul putere, acolo dă Duhul Sfânt, acolo vine puterea Domnului și te ridică, te întărește și zic, Doamne, revarsă și în seara aceasta peste poporul acesta, din unde lemnul tău umple vasele, ca inima gura să strige de bucurie, să te laude pe tine, că tu ești Dumnezeu, mărească-i să numele, îl binecuvântăm pe el, eu sunt prezența Domnului care coboară în adunare, eu sunt pe el că cercetează inimile, de aceea deschide, îți larg înaintea Domnului, ca Domnul să toarne din belșug peste noi. Văd ceasul acesta întotdeauna așa, parcă fuge de repede, dar v-am spus de la început, acum poate vi se pune credința la încercare și aș vrea să ieșiți biruitori, vreau să mă duc puțin mai departe și să vă mai mărturisesc doar câteva lucrări și apoi să închei eu mâine. Mă întorc din nou la sacrament, la Kitchener și apoi, marți, după masa, am avionul către România și în urmă la toate, când se va face rugăciunea de mulțumire, aș vrea să vă rugați și pentru mine, ca Dumnezeu să mă păzească, să mă ocrotească și să vă rugați și pentru bisericuța aceea mică, din care am venit eu. Dumnezeu ne-a așezat într-un sat lângă satul mare, se cheamă Dacia și toată lumea știe de la școală despre Dacia și ceva ușor de reținut și ați putea să vă rugați în fiecare zi, să vă aduceți aminte de țara românească, să spuneți, o, în Dacia e fratele Daniel, ne rugăm și pentru el și familia lui. Noi suntem așezați acolo de Dumnezeu. La început, vecinii ne-au primit bine, dar s-a ridicat preotul și acum avem încercări. Acum se răscoală și chiar ar vrea să ne scoată din sat dacă ar putea. Nu mai lasă să cumpere niciun pocăit casa acolo. Îs tare greșunați acum, dar Dumnezeu ne-a promis
că El va face o lucrare mare și va întoarce oameni la Domnul. Noi am avut până acum 4 botezuri acolo, s-au întors 4 suflete la Domnul și cred că-și Dumnezeu ceea ce mi-a arătat în prima zi când am hotărât să deschidem un loc de închinare, că veneau oameni din capătul celorlalte de sat cu Bibliile în mână. Eu cred că Dumnezeu îl împlinește, că eu văd până aici, Dumnezeu aduce frați de la satul mare, aduce frați din altă parte, de la 20 de kilometri, de la mai departe, mai de aproape, frați vin să se închine cu noi de împreună. Și chiar la început, când am deschis acolo, a venit un frate, el e sâmbătar, dar e în vasa Domnului și Domnul vorbește clar prin el și am văzut lucrările pe care Dumnezeu și le împlinește. Și prin fratele acesta am avut o lucrare, că diavolul e foarte supărat pentru ceea ce ne-am pus noi în gând să facem acolo în satul ăla. Și pe unul din noi vrea să ne coboare în țărână. O trecut 2 luni de zile, mergeam către București, mai eram cu un frate polițist cu mine în mașină și înainte de Brașov am avut un accident. Acolo pregătit diavolul lovitura, dar Duhul Domnului spunea, vei vedea lovitura, vei auzi bubuitura, dar din cerul va fi rupt un scut și aruncat jos pe pământ. Era într-o curbă și aveam și viteză, era în ianuarie, era foarte frig, nu era zăpadă, dar intrând în pădure, o căzut puțină chiciură pe drum, era un pic mai alunecos și la curbă m-am întâlnit cu niște camioane care venea din sensul opus și au aprins toate luminile. Omul mi-a făcut un semnal că e ceva pericol, dar m-a orbit complet, n-am mai văzut nimic. Cât am trecut de luminile lui, ca de aici în perete, am văzut un perete mare negru înaintea mea. Era un camion la care îngheța motorina, o rămas în mijlocul drumului și era un șofer tânăr. Nu lăsam nici avarii pe el, nu cu semn, triunghi, ceva, nimic, nu semnalizat cu nimic. Și l-am văzut de atât zero. Și în plină viteză am intrat sub camionul ăla. Am văzut cum se îndoaie fierele, am auzit cum bubuie de tare, a explodat și bateria. Și dintr-o dată n-am mai știut nimic. M-am văzut pe mine în aer și mă uitam, mă vedeam în mașină, cum stăteam la volan. Și cumva gândeam s-o termina tot, am murit. Dar după puțin timp am simțit o durere la inimă și apoi am auzit pe fratele de lângă mine că zbiară. Și am zis, eu nu-s mort, mă doare inima, văd că mi-și mâna, dar nu simțeam nimic, tot trupul era parcă amurțit, nimic. Și am zis, oare picioarele mi-s bune, că era toate îndoite fierele acolo, am pus mâna pe picioare, le-am tras, am văzut că picioarele se mișcă, zic, îs bine. Și am împins de ușă, s-o căpat puțin, am ieșit afară, apoi l-am chemat pe fratele și am zis, ieși afară, el spunea, nu pot. S-o rup ceva în mine, l-am ajutat, a ieșit afară și apoi am zis să aduce aminte de ceea ce a vorbit Duhul Sfânt. L-am prins în brață și am strigat către Dumnezeu și am zis, omul ăsta a venit în călătorie cu mine ca să nu merg singur. O, Iisus, îndură-te, orice e la mine, eu zic, nu-i nimic, dar de omul ăsta atinge-te. Și Dumnezeu s-a atins de el. Și apoi, deși el voma și eu trecut toate și au zis, nu mai mă doare nimic, următoarea zi era bine, eu aveam coastele rupte de la centură, dar omul, fratele care a fost cu mine, era bine și am dat slavă Domnului. Am văzut mâna puternică a lui Dumnezeu, scutul a fost rupt din cer și a aruncat jos pe pământ. Și El m-a acoperit cu aripile Lui. De aceea dau eu slavă Domnului. Diavolul n-a rămas numai al atât. O trecut puțină vreme și vine din nou fratele ăsta pe la noi la rugăciune și spune cuvântul din partea Domnului. Diavolul și-a pregătit un alt plan. Și în planul acesta
vrea să facă ca nimeni să nu se mai uite către casa asta. Dar voi când veți vedea nenorocirea, lovitura să strigați către mine, ne rugam, posteam, ceream de la Domnul ca Domnul să ne păzească. Și o soră aduce pe altă femeie cu ea. Nu știam că nu-i pocăită. O adus-o la noi, am vorbit, cânta. Parcă era o pocăită cu adevărat. După îmbrăcăminte, după toate, nu puteai să spui că nu-i pocăită. Ea o veni doar cu sora, nu era pocăită. În cele din urmă, vorbind, o întreb, spune, dar eu nu-s pocăită. Dar cunosc Scriptura, ea spune, da, eu o citesc, o cunosc. De ce nu împlinești, de ce nu faci pasul care îl cere Dumnezeu? Trebuie să închei un legământ cu Domnul. Și ea spune, o să-l fac. Soțul meu l-a făcut pasul ăsta, dar eu încă nu pot, am încă soră de-a mea. Mai, dacă o muri, poate că o face și eu. Dar dacă vei muri dumneatare înainte la sora ma tare, ce vei zice atunci înaintea Domnului? Cuvântul ne spune, când auzi cuvântul, cuvântul ți se vestește astăzi și tu trebuie să-l împlinești. Plecând de la noi, au rămas pe gânduri. Mirare mare, următoarea duminică, vine îmbrăcat în alb, cu soțul împreună și spune, eu vreau să fac botezul. Zicând că nu suntem pregătiți, ea nu, eu astăzi vreau să fac botezul. Atunci dau câteva telefoane și unii frați spune, acum nu putem veni, dar după masă. Zic, nu-i nimic, e bine, după masă. La prima rugăciune, când ne punem pe genunchi și ne rugăm, vine un cuvânt din partea Domnului și vorbește la sora noastră care era gata să încheie legământ, cu o fiară vrea să-i taie calea într-o vreme, ca să nu încheie legământ cu Domnul. Sculându-ne pe genunchi, sora spune, pe mine nimic nu mai mă dă înapoi. Nici eu nu mai mă puteam gândi văzând-o îmbrăcată în alb. Ce-ar putea să o mai despartă? Dar Dumnezeu știe toate lucrurile. Trece ora de rugăciune, la ora de evanghelizare, vorbește un frate și sora noastră dintr-o dată se ridică și spune către soție, unde-i baie? Că vreau să mă duc până la baie. Îi arată. Noi atunci ne adunam în bucătărie și în sala de mese, că sunt tot unite, acolo ne adunam. Și spune, te duci înainte, acolo e baia, dă să plece, ajunge mai încolo și o văd că se clatină pe picioare și spun către soție, ai grijă, cred că e rău. Pe când ajunge în spatele ei, acade. Soția o prinde și o lasă jos în bucătărie acolo și începe o stropit-o cu apă, cu un pic de oțet, dar ea o învinețit toată. Apoi o îngălbenit, s-o făcut ca pământul, o deschis ochii, o dat peste cap, o căscat gura mare. Și atunci mi-am adus aminte de ceea ce ne vestea Duhul Sfânt și am zis, haide să strigăm către Domnul. N-am alergat să sunăm, să vină salvarea. Noi am făcut numărul direct către cerurile înalte și cu toți am îngenunchiat în jurul ei și strigam de la Domnul și ceream viață pentru ea. O trecut timp lung acolo, 20 de minute, zic eu, poate ceva mai mult, poate mai puțin, că nu ne-am uitat la ceas așa, dar mult timp am stat lângă ea și nu era niciun semn de viață, o răcit și nu am mai mișcat. Dar am strigat și am strigat, Doamne, nu ne lăsam, că suntem de bajocura la satul ăsta întreg și care ar mai veni aici? Și Dumnezeu ne-a ascultat din cerurile înalte. Am văzut că și închide ochii și am zis, sunt de viață. Am strigat mai puternic către Dumnezeu. Apoi s-a rușit în obraj și în cele din urmă a vrut să se ridice, am ajutat-o. Ne-am rugat în continuare și de-a jos așa pe podea răzmată de o sofa. Ne-am rugat, ne-am rugat, s-a întărit parcă, am ridicat-o pe sofa.
apoi s-a ridicat în picioare și am străgat către Dumnezeu și am mulțumit cu lacrimi, căci Dumnezeul nostru are putere. El dă viață și El o ia și la porunca Lui toate iau ființă. Și ne-am bucurat văzând lucrările acestea mărețe. Am văzut că Dumnezeu e partea noastră. Chiar dacă diavolul e înfuriat, Domnul e Cel ce ne poartă de grijă. Dau slavă Domnului, rămâi aici și zic, Domnul să vă binecuvinteze. Timpul s-a scurs, deja nu e prea mult și o altă ocazie, când Dumnezeu poate va mai rândui să ajung pe aici, să ne vedem cu bine și să ne putem bucura cu Domnul de împreună. Dar dacă nu ne vom mai vedea aici, să ne vedem în cerurile înalte. Nu uitați, Iisus Hristos vine și venirea Lui e aproape. Amin. Amin.